Sucursala Sătmăreana a Colegiului Asistenților Sociali din România a obținut premiul pentru cea mai activă filială din țară, în cadrul unei gale ce s-a desfășurat la Ateneul Român din București. Premiul prin care este recunoscută și recompensată activitatea bogată din anul 2015 a sucursalei sătmărene a fost acordat pe baza voturilor online obținute de asistenții sociali și în urma deciziei unui juriu de specialitate. Colegiul Asistenților Sociali are în județul Satu Mare 130 de membri, majoritatea desfășurându-și activitatea în instituțiile subordonate Direcției de Protecție Socială, în casele de tip familial sau în ONG-urile cu activitate socială.